Salut! Mă bucur să ne reîntâlnim. Știi, de multe ori am întâlnit acest simbol pe tastatura computerului, pe telefon, pe calculatorul de buzunar și m-am întrebat ce e cu el. Cred că și tu l-ai văzut. Am aflat că este simbolul grafic al unei unități care reprezintă a suta parte dintr-o cantitate dată. Este vorba despre procente. Cred că am putea înțelege mai bine scrierea procentuală dacă mergem pe teren. Te invit în seara didactică. Uite, la noi la școală copiii au amenajat o seră în care au plantat 100 de fire. Este casa plantelor. Dacă intri aici, descoperi fire de roșii, castraveți, plante aromatice și medicinale. Parfumurile lor atrag vizitatorii cu aripi, iar spațiul frumos îngrijit de copii e un adevărat ecosistem pentru alte gâze mici. Știi, fiecare insect are rostul ei în natură, așa e și în sera noastră. Ca să putem înțelege mai bine, am reprezentat aici cele 100 de plante din seră, 10 pe o latură și 10 pe cealaltă latură. Un sfert din numărul total de plante, adică din 100, sunt fire de castraveți. Am aflat sfertul împărțind întregul la 4 și am obținut 25. Să ne amintim acum fracțiile și să scriem acest sfert ca fracție. 25 fire din totalul de 100, adică 25 supra 100, care se poate scrie și așa și se citește 25% sau 25 de procente sau 25 sutimi. Deci, un sfert din 100 reprezintă 25%. Jumătate din numărul total de plante, adică din 100, sunt fire de roșii. Aflăm jumătatea întregului împărțind la 2, pe vertical sau pe orizontal, aleg una dintre cele două și pot observa că jumătatea este compusă din două sferturi și am obținut 50. Să ne amintim fracțiile și să scriem jumătatea ca fracție. 50 fire din totalul de 100 sau 50 supra 100. Se poate scrie așa și se citește 50% sau 50 de procente sau 50 sutimi. Deci, jumătate din 100 reprezintă 50%. Acum te rog să mă ajuți puțin. Aici sunt plante aromatice și medicinale. Privește cu atenție desenul și spune câte fire de plante aromatice și medicinale sunt. Dacă ai răspuns 25, este corect. Poți să spui ce reprezintă 25 din totalul de 100 de fire? O jumătate sau un sfert? Așa este, un sfert. Acum scrii acest număr ca fracție. Cred că tot așa ai scris și tu. 25 supra 100. Știi? Încearcă să-l scrii acum și ca procent. Foarte bine. 25% sau 25% sau 25 sutimi. Dar dacă vreau să aflu ce procent de fire de plante leguminoase sunt în seră, crezi că poți descoperi fără ajutor? Uite, îți dau un pont. Gândește-te la sferturi. Hai că îți las puțin timp. Cele trei sferturi reprezintă 50
de fire plus 25 de fire este egal cu 75 de fire, 3 sferturi din totalul de 100 de fire. Scris ca fracție este 75 supra 100 sau ca procent 75%. Se mai citește 75% sau 75 sutimi. Interesantă matematica aplicată în sera didactică. Îți propun să ne revedem în partea a doua, din nou în seră, pentru alte provocări.